Mulți agricultori, datorită expozanților tradiționali care colaborează cu băncile și casele de leasing, au decis să achiziționeze tractoare și mașini agricole. Pe lângă tractoarele și mașinile agricole de proveniență autohtone, oferte speciale a acordat și Asociația Importatorilor și Exportatorilor de Mașini Agricole din Novi Sad. Ia ca să vedem mașinăriile așa și ne-s mai moderne, mai ce n-avem noi și ea ca așa să vedem cum îți prețul, cum se poartă. E scumpi, arată că scumpi, prângă cum au fost, nu-s bani să cumpere încă, mă bani să vedem. Atâta tot. Poate, este care poate, dar este care nu poate. Dar fi și produsul nostru cât mai scump, am putea și noi să cumpărăm, că ai mai de jos cât. Cel mai scump exponat la târg este combina pentru recoltat sfeclă de zahăr de marcă Holmer, care costă 450.000 de euro, iar cele mai ieftine mașini agricole sunt aproximativ 5.000 de euro.